Salut! Sunteți pe canalul Cool Family. Pe canalul Jasmina Show și mine, Carmelie, ne-ați scris că vreți să vedeți apartamentul nostru. Faceți turul apartamentului. Și noi ne-am gândit să-l facem chiar acum. Chiar acum și chiar aici. Și chiar aici, din Andreu. Începem turul apartamentului nostru. Când intri, la noi, la intrare, este un dulap foarte mare cu oglinzi. Uh-huh. Apoi, aici este ca un fel de scaunel și totodată este ca o ladă, ca un... Depozitezi ceva, da? Da, da, da. Și acolo punem lucrurile de care ne folosim mai rar. Dar cândva ne vor trebui. Da, pe el ne așezăm să ne încălțăm ca să fie mai comod, dacă ceva, da? Da, este moale. Uh-huh. Și așa. Aici trotinetele fetelor, a Melisei și a Jasmine. Aici în dulap, cum crezi cu ce? Cu încălțăminte. Gentuțe, chei, ochelari și încălțăminte. Atăticului, a mămicăi și a fetelor. Ok. Așa. Și în living. Aici ia uitați-vă să vă arăt cum de intrare deodată. Așa, uitați-vă, din hall intre în living. Aici este un dulap. Noi de dulapuri nu ducem lipsă, asta e foarte bine pentru că toate lucrurile le ținem ascuns, da? Adică la minimum, nu stă nimic în plus și se păstrează ordinea mai bine și vizual arată mai bine. Da. Ce și nouă ne lipsea în apartamentul precedent, anume, erau puține dulapuri, era unul și într-un antreu, așa e, și cu era și gata. Și nu ne încăpeau hainuțele. Da. Deci ne încap hainuțele și de iarnă, apropo, puteți arăta puțin. Aici am pus hainele de iarnă, toate sunt de iarnă. Op. Și acolo de acum sunt pe umerașe, cămășe tăticului. Diferit, da. Aici nu duci și acesta este al doilea dulap. Și ne întoarcem încoace și aici vedem toată frumusețea noastră care pe noi ne-a atras din prima când am intrat în acest apartament, când am văzut livingul, din start ne-a plăcut. Ia uitați-vă ce living mare, împreună cu bucătărie, aici e bucătăria, cred că veți fi cunoscută masa unde noi facem videoclipuri, da. Este o masă mare, albă și dacă trebuie se extinde de două ori mai mare, da, pentru oaspeți. Scaunele, îmi plac foarte mult scaunele, sunt așa... Da, regesc, așa, un stil regesc, da? Da. Da, sunt aici patru și încă două mai sunt prin odăi. Așa, da, vedeți, bucătăria noastră tot e la fel, e deschisă, e culoarea așa laptelui, da? Un fel de bej, crem, așa. Da, da, da. Avem aici ceai, cafea, da, pahare diferite, plita de gaz este foarte frumoasă. Ia, albă, da. Este neagră și este așa un... Bej, crem. Da, da, da. Sucuri, ceainic, șervețele, nu știu cum... Pentru pâine, păstrăm pâine acolo. Da. Aici tot viseau toate chestiile, da? Linguri, furculițe, da. Aragazul. Cuptorul. Cuptorul, da. Uh-huh. Aici diferite lucruri tot pentru depozitare. Zahăr, sare. Am găsit așa două cutioare interesante. Și ne-am gândit să dăm miere, e ca așa un borcanaș pentru miere. Avem două feluri de miere, de la părinții mei, bunei, Jasmine. Acesta este de flori, foarte, foarte, am găsit și aparat care poți să torni mierea. Și aici este din mai, avem două. Apropo, mierea, să știți că se păstrează, nu se păstrează în frigider. Ea în frigider se înguroașă și în plus la asta iese puțin și pierde din calitățile ei. Așa că mai bine să o păstrați în temperatura camerei. Da. Mierea de albin. Nici să nu fie prea cald, nici rece. Da. Aici este așa o chestie care atrage abru, fumul, da? Și putem să facem mai tare și mai tare. Și plus avem și lumină. Ca să nu ardă mâncărica noastră, nu se ardă, da? Așa. Rodi, fructele mele preparate, că stau acolo și așteaptă timpul lor. Aici mai sunt dulciuri, semințe, am mâncat chipsuri, aici sunt farfurile și cainele, robinetul nostru, dar unde e frigiderul? Noi ce nu avem frigider? Ticule. Nu.
stai. El este, e așa ascuns. Vedeți cum e ascuns? E făcut, mobil apropo e făcut tot la comandă și e făcut, procedurile ascuns, nici nu-l vezi. Da. Da? Aici e diferit. Vizual arată mult mai bine. Aici e așa o măsuță mai înaltă. La care poți să te așezi pe niște scaune înalte și să bei dimineața o cafea. Asta. Hop. Un portret, floricele noastre, ceasul pe care l-ați văzut. Da, ceasul nostru care îl iubim foarte mult, îi place foarte mult. Da. Și aici, da. Da, în formă de colț. Mm-hmm. Foarte mare. Da, foarte mare, foarte, foarte da. Foarte comodă. Noi aici deseori privim filme, desene animate. Avem și măsuță, ne facem acolo câte ceva biscuit, ceva ceai, da? Și un televizor mare, dimensiune mare, care are sunet foarte bun, puternic. Acum am dat încet ușor pentru că... Ca să puteți să ne auziți da, bine. Da. Pernuțile noastre, care noi avem două, una roșie la noi, da, în dormitor, să vedeți acuș și aceasta e deschisă. Așa. A, și acolo avem un ananas. Ananasul l-am lăsat să se mai coacă. Noi l-am, dacă țineți minte, l-am cumpărat la Metro. Da. Dacă n-ați văzut videoclipul, o să vedeți curând. Da, da. Da. El ține special pentru fete. Fetele se întorc în curând de la bunei și noi îl ținem pentru ele. Uh-huh. Atunci îl vom curăți, vom tăia și vom ține. Încă împreună. Da. Deculi, acum unde mergem? Cred că și de acum tot e clar, până ce, da, e clar? Da. Mergem în odaia cea, da? Fetelor. Odaia da. Fetelor, da. Maximilie și Emelie. Hai să intrăm, să vă arătăm. Vă arătăm doar puțin de-a, așa pe deasupra. Când o să vină răspind acasă, dacă voi doriți, să scrieți în comentarii și o să facă ea tur, o să vă arate jucăriile, e așa mai... Noi vă arătăm așa de... Fără să atingem doar camera, odaia ei și nu o să atingem lucrurile ei. Da, jucăriile lor personale. Da. Aici probabil va fi masa ei de lucru. Biroul, da. Va face lecțiile pentru acasă. Uh-huh. Ia, uitați, vine așa mai mult în verde. Ai canapeaua extensibilă unde dorm fetele. Loc de ajunge destul. Aici o parte din jucării. Aici o parte din jucării. Are jucării și acolo. Și aici. Și aici jucării are. Aici hainele Jasmine, aici hainele Melissa. Și mai acolo câte ceva. Aici ceva foarte scump. Butonul de argint. Butonul de argint de Jasmine Show. Aici e diploma a Melissa de la Casa Buburuzii. Așa. Ia uitați-vă. Biceta fără pedale a Melissa. Și acest ursuleț e încadonat Jasmine, când a primit un anișor, da? Da, și de funcție. Are vreo să fost de folos și Melissa. Așa, deci, aceasta a fost odaia fietelor, cochetelor. Ușile, ia uitați-vă la noi, uși foarte frumoase. Le sunt mai grele decât cele care noi le-am avut precedent. Și sunt făcute foarte bine. Și aceasta a intrat o inimară. Ok, mergem. Mai departe. Hai așa. Să începem cu baia. Da, e tot m-am gândit așa. Lăsăm dormitorul la sfârșit. Așa. Așa. Mai întunecos, lumină mare nu trebuie. Așa. Așa, cum intrăm, de aici, de partea stângă, este, nu știu cum se numește o română, BD, știu că da, în limba română, noi le numim așa. De acum, WC-ul, unitazul, șervetele. Locul de stul, veniți acolo și mai pune oala când ajungem pe la unitaz. Așa. Așa, aici avem cadă. O cadă împreună cu duș și foarte mare. Da, fetele aici fac baie, se joacă, ia uitați-vă, e foarte mare, e o cadă, poți stai în cadă și în duș, în duș foarte mare, unde putem să încăpim toată familia aici, toată familia. Da, da. Poți pui și radio aici. Da, dușul e nebunit, are acolo și radio, poți să pui și luminițe. Da, are și de acolo apă, are și pui acolo găț și de acolo apă curge. Deci mai tare apă curge și de acolo, mai scurt o regulezi cum vrei. Este foarte bogată în funcții de spațiu. Da, da, da. Și închizi ușile și dacă vedeți, ea de sus nu ți-e descoperită. Da, și... Aerul e foarte umed și foarte călduț interior. Foarte da. Bine. Umezeala nu iese afară. Da. Sau iese mai greu. Bine. Aici lada pentru hainele murdare. Uh-huh. Aici este mașina de spălat. Foarte bine lucrează, funcționează, da?
Da. Apropo, ea de ce arde? A, e acolo am pus la spălat, trebuie să deschid acum. Acum și trebuie să le pună. Avem praf mare, noi preferăm să cumpărăm pachete mari, pentru că e mai econom. Așa, căldarea care fac ordine. A, apropo, de aici este... Dar de cu ce e asta? O masă! Unde e spălat? Lavoar! Lavoar, așa e de mare lavoarul și... Îmi place foarte mult că e forma așa e dreptunghiulară și foarte mare și... Încăpem aici câte 2-3 să ne spălăm dinți împreună dimineața, încăpem. Da, oglinda e mare aici. Așa. Și aici este un dulapior. Da, dulapurile, da... Pune toate chestiile toate. Igenici. Așa. Așa. Aici periuță de dinți. Cum crezi? Care e a Jasmine și care e a Melisei? Aceasta e a Melisei. Este colată cu piciorușii și nu încape în acest suport, da. Aceasta e a Jasmine, a tăticului și a mea și piesele noastre. Culoarea mova Melisei preferată, păhăruță. Da. Aici e și dulapuri cu diferite soluții igienice, chimice. Un scăunial pe care Melisa se urcă ca să poată să ajungă la lavoare. Da, da. Ea e micuță și nu ajunge. Da. Mai departe, iarăși dulapuri cu prosoape, da, și cu alte chestii. Da, e foarte mare, la noi încă sunt locuri libere în el. Da, mătură și cu fărașul. Da. Și cam atât. Acolo o poliță cu, pentru hârtie, pentru ce vrei să pui. Avem loc mult? De depozit, pentru depozitarea lucrurilor avem foarte, foarte mult loc. Așa. Așa, stângem lumina. Așa, și mergem mai departe. Ultima odaie este dormitorul nostru. Da. Uitați-vă câtă luminozitate. Pentru vlogger și pentru cei care filmează, este foarte important ca odaia să fie luminoasă. Și aici nu chiar ne merg să găsim o odaie, un apartament care este plin de lumini. Da, da, totul e deschis, păi, cum vedeți. Asta ne place cel mai mult nou când totul e deschis. Da. Și ultima odaie pe care noi avem este dormitorul. O oglindă mare, mimica să-și poată face machiaj. Floricele, Floricica. Da, aici și masă birou unde tăticul lucrează. Eu mai mult preferesc să lucrez așa pe brațe pun, da, și mă pun pe canapea și... Aici sunt camerele noastre, una la mine și una este acolo, da? Una mai avem acolo pe care vrem să o vindem. Da, aici, așa. Și dulapurile, cum cu hăinuțe. Avem aici o parte din dulap și iată încoace este, da? Floricelele noastre preferate. Patru. Felicitare din partea Jasmine la ziua noastră anunții, da? De 10 ani de căsnicie. Așa. Și dormitorul, locul unde noi ne odihnim. Ne place foarte, foarte mult. Iarăși, de data aceasta, știți, am găsit un apartament care este foarte luminos în tot. Chiar dacă are și niște nuanțe mai întunecate, dar este foarte luminos. Da, și aici luminos, și acolo, și acolo, da, și în contrast, sus. Da, în contrast așa frumos. Are și nuanțe de roz, de mov, da? Da, gri. Bordeaux acesta, da. Dar deschis. Da, și iarăși multă lumină, draperii frumoase. Da, noi iar aici, aici sunt... Este balconul. Avem și niște jaluzele, da? Da, care se ridică în sus. Da, și păstrăm așa, ridicăm. Vreți să fie mai luminos, mai întunecos, iată, ce se ridică. Opa, iar suntem noi aici. Și aici avem balcon deschis. Da, să vedem. Așa. Acea rupele se sucă. Da, etajul 1 suntem. Iată așa. Da, e noaptea. Iată așa arată balconașul. Și închidem. Dacă vrem noaptea, să nu ne vadă nimic. Așa. Mai departe. O comodă pe care poate voi o țineți minte, era de culoare bej, iar noi i-am făcut o transformare și s-a făcut și ea deschisă. Alb cu nuanțe de bej. Da. Ca să se combine cu dormitorul nostru, cu ceantă modă. Interior. Iarăși flori, iarăși arborele. Familiei noastre. Da. Pernuța roșie, cum am spus eu. Da, fotoliu. Fotoliu. Ceas. Și atât. Toată odaia, da. Da, toată odaia și tot apartamentul. Da.
Avem un dormitor, antreul, living-ul cu, adică living-ul cu bucătărie și cu canapea, camera fetelor, baia și antreul. Iată așa. Uite, acesta este apartamentul nostru. Noi credem că v-a plăcut. Dar să știți că noi prețuim cel mai tare relațiile dintre noi. Să fie dragoste, să fie înțelegere, să fie pace, să fie armonie în familia noastră. Asta este cel mai important. Și nu contează cât este de frumos sau nu. Da. Dar totuși, dacă v-a plăcut apartamentul nostru, vă rugăm să ne puneți nouă multe, multe like-uri, să ne scrieți în comentarii, da. Ce-a făcut cel mai tare, nu știu, da? Și abonați-vă la canalul Cool Family. Iar noi ne luăm rămas bun de la voi, vă spunem pa-pa și să aveți o zi frumoasă, o seară frumoasă și o noapte bună. Da, pa-pa, prieteni. Da, pa-pa. Pa-pa.